Bine v-am regăsit la 5 minute despre. Până acum această serie a găzduit aproape în exclusivitate materiale dedicate popularizării științei. A existat o singură excepție, episodul al 6-lea, în care am vorbit despre automobilul electric și despre utilizarea, în general, a acumulatorilor. Azi voi mai adăuga un material legat mai mult de tehnică decât de știință, sau dacă vreți, un material de știință aplicată, dedicat pompelor de căldură. Și voi face acest lucru din două motive. O dată pentru că pompele de căldură sunt tot mai mult utilizate pentru încălzirea clădirilor, a locuințelor, și apoi pentru că am observat că pentru mulți funcționarea pompelor de căldură este un mister. Funcționarea pompelor de căldură este greșit înțeleasă. Întâi vreau să vă spun că aveți cu toții acasă cel puțin o pompă de căldură, se numește frigider. Și dacă aveți instalație de aer condiționat, aveți deja două pompe de căldură. Este adevărat că din punct de vedere tehnic, o mașină frigorifică este altceva decât o pompă de căldură, dar din punct de vedere termodinamic al principiului de funcționare, este același lucru. Ele funcționează pe baza aceluiași principiu. Sunt dispozitive care iau căldură de la un corp mai rece și o duc unui corp mai cald, adică sunt dispozitive care obligă căldura să treacă de la rece la cald, invers decât așa cum se întâmplă lucrurile de la sine. Tehnic vorbind, în cazul unei mașini frigorifice, scopul este să răcim ceva, pe când în cazul unei pompe de căldură, scopul este să încălzim ceva. De aceea avem aceste deosebiri tehnice, constructive ale celor două dispozitive, dar așa cum am mai spus, principiul lor de funcționare și bazele termodinamice care le asigură funcționarea sunt aceleași. Am putea să facem o analogie cu o pompă de apă. Apa curge de la sine întotdeauna de sus în jos. Nu putem face să curgă invers, adică în sus, decât dacă folosim energie pentru asta, dacă efectuăm lucru mecanic. De aceea, dispozitive de tipul celor despre care am vorbit în clipul pompă nu pot funcționa și nu vor funcționa niciodată. Am explicat acolo de ce, găsiți linkul în descriere. Dar asta nu înseamnă că nu putem obliga apa să curgă în sus. Dacă folosim o pompă de apă, energia electrică pe care o dăm pompei se transformă în lucru mecanic pe care pompa îl efectuează asupra apei, obligându-o să curgă în sus. Este la fel ca în cazul obiectelor care cad întotdeauna în jos, dar asta nu înseamnă că nu le putem face să se ridice, dar trebuie să efectuăm lucru mecanic pentru asta, trebuie să folosim energie. Însă, niciodată un corp nu se va ridica de la sine, nu va urca de la sine și nici apa nu va curge niciodată în sus, fără să folosim energie pentru asta. Pompa de căldură face același lucru, folosește energie pentru a obliga căldura să treacă de la o sursă rece la o sursă caldă. De pildă, frigiderul scoate căldura din interiorul lui, unde e mai rece decât în cameră, și o duce în camera în care se găsește, prin radiatorul din spatele lui, care se încălzește. De fapt, o pompă de căldură este, din punct de vedere termodinamic, opusul unui motor termic. Un motor termic este un dispozitiv care, în contact fiind cu o sursă caldă și cu o sursă rece, transformă o parte din căldura care trece prin el de la sursa caldă la sursa rece în lucru mecanic. Restul, căldura pe care nu o poate transforma în lucru mecanic, trece la sursa rece. Este ceea ce numim răcirea motorului. Iar principiul al doilea al termodinamicii ne spune că nu vom putea realiza niciodată un motor care să transforme toată căldura pe care o primește în lucru mecanic. Adică un motor termic cu randament 100%, un astfel de motor s-ar numi perpetuum mobile de speța a doua. Lucrul mecanic efectuat de un motor este diferența dintre căldura primită de la sursa caldă și căldura pe care o primește sursa rece, așa cum vedeți în această relație. În cazul unei pompe de căldură, totul se petrece invers, așa cum vedeți în al doilea desen. Dăm lucru mecanic pompei de căldură, iar aceasta obligă căldura să treacă de la sursa rece la sursa caldă de data asta. Dar în acest proces și lucrul mecanic pe care l-am efectuat se transformă în căldură, invers decât în cazul motorului termic.
Și de aceea pompa de căldură poate da mai multă căldură sursei calde decât a luat de la sursa rece, conform relației pe care o vedeți. Pompa de căldură dă sursei calde, o căldură care este suma dintre căldura extrasă de la sursa rece și lucrul mecanic pe care l-a efectuat pompa. Sursa rece poate să fie solul, aerul sau apa. De pildă, țările nordice folosesc de zeci de ani pompe de căldură care încălzesc cartiere întregi de locuințe, extrăgând pentru asta căldură din apele unor lacuri din apropierea localităților. Avantajul utilizării pompelor de căldură pentru încălzire este, deci, următorul. Dacă folosim un aparat electric de încălzit, obținem atâta căldură câtă energie electrică a folosit aparatul respectiv. Exact atâta căldură, pentru că energia electrică se transformă în căldură cu randament 100%. Am vorbit despre asta în materialul aparate electrice de încălzit din seria Lumea nu este cum crezi. Găsiți și acest link în descriere. Dar dacă folosim o pompă de căldură, obținem odată căldura din energia electrică pe care am folosit-o, plus căldura pe care pompa o aduce de la sursa rece, conform relației pe care ați văzut-o. De pildă, dacă alimentăm un radiator electric cu 10 kWh energie electrică, obținem 10 kWh căldură. Dar dacă folosim cei 10 kWh pentru a acționa o pompă de căldură, putem obține 15, 20 și chiar mai mulți kWh căldură. În termodinamică, o pompă de căldură este caracterizată prin eficiență, adică prin raportul dintre căldura dată sursei calde și lucrul mecanic folosit pentru asta, așa cum vedeți în formulă. Comercial se folosește noțiunea de coeficient de performanță, abreviat COP, care este raportul dintre căldura pe care ne-o dă pompa de căldură și energia electrică pe care a folosit-o. Dar, atenție! Faptul că acest coeficient este supraunitar nu înseamnă, așa cum cred unii, că pompa de căldură produce mai multă căldură decât energia electrică pe care a folosit-o. Căldura pe care ne-o dă în plus față de energia electrică pe care a folosit-o vine de undeva. Din aer, din apă sau din pământ, cele mai frecvent întâlnite surse reci. Deci, prin utilizarea pompei de căldură încălzim ceva, dar și răcim ceva. Aerul din jurul casei sau apa de lângă casă sau pământul de lângă casă se vor răci prin utilizarea pompei de căldură, deoarece o parte din căldura pe care ne-o dă pompa de căldură vine, așa cum am spus, de la sursa rece. Așa cum frigiderul își răcește interiorul, dar încălzește camera în care se găsește, orice pompă de căldură răcește ceva și încălzește ceva, deci nu încalcă legea conservării energiei. Așa cum v-am mai spus de atâtea ori, energia nu poate fi nici creată, nici distrusă, poate fi doar transformată dintr-o formă de energie în alta sau mutată, transportată dintr-un loc în altul. Asta face pompa de căldură. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!